Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Frați și surori, îngăduiți-mi să citesc din Scriptură un cuvânt. O să citesc din două locuri. O să citesc dialogul lui Satana cu Dumnezeu, din cartea lui Iov. De aceea vă rog să deschideți la 521-522 pagina în Biblie. Citim mai întâi din capitolul 1, începând cu versetul 9. Și apoi din capitolul 2. Să începem cu versetul 8 din capitolul 1. Versetul 8. Domnul a zis Satanei: ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Și Satana a răspuns: oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit tu pe el, casa lui și tot ce e al lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și turmele lui acoperă țara, dar ia întinde-ți mâna și atinde-te de viața lui și de tot ce are și sunt încredințat că te va blestema în față. Domnul a zis Satanei: iată, îți dau pe mână tot ce are, numai asupra lui, să nu-ți întinzi mâna. Satana a plecat dinaintea Domnului. Întoarceți, vă rog, pagina, capitolul 2, versetul 3. Domnul a zis Satanei: ai văzut pe robul meu Iov? Nu e nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet. El se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. El se ține tare în neprihănirea lui și tu mă îndemni să-l pierd fără pricină? Și Satana a răspuns Domnului: piele pentru piele? Omul dă tot ce are pentru viața lui. Dar ia întinde-ți mâna și atinge-te de oasele lui și de carnea lui și sunt încredințat că te va blestema în față. Domnul a zis Satanei: iată, ți-l dau pe mână, numai cruță-i viața. Și Satan a plecat dinaintea Domnului. Amin. Vă mulțumesc, vă invit să vă reocupați locurile. Întrebarea din această seară este cea pusă de Satana Domnului. Când Dumnezeu îl apreciază public în cer pe Iov, diavolul pune o întrebare: din ce motiv te slujește Iov, Doamne? Versetul 9: oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Sau versetul 4 din capitolul 2: piele pentru piele, omul dă tot ce are pentru viața lui. Întrebarea din această seară la care Biblia răspunde este următoarea: din ce motiv îl slujești pe Dumnezeu? Atunci când îl vei sluji pe Dumnezeu cu mult sacrificiu, cu mult efort, și Dumnezeu îți va aprecia slujirea și se va bucura de ea, va veni diavolul care va pune la îndoială motivația slujirii și îl va întreba pe Dumnezeu următoarea întrebare: de ce te slujește pe tine? De ce te slujește el sau ea pe tine? De ce te slujesc ei pe tine? Încercând să pună sub semnul întrebării motivația slujirii. Dacă diavolul nu te poate opri să-l slujești pe Dumnezeu, încearcă să pângărească motivul pentru care îl slujești pe Dumnezeu, insinuând că îl slujești pe Dumnezeu pentru foloase materiale. Aș vrea să vorbesc în această seară despre experiența unui om care a plătit scump întrebarea aceasta pentru ca să confirme că nu este adevărată. Știu că unii dintre noi chiar acum suntem într-o oarecare intensitate a suferinței, unii am fost ieri, alții vom fi mâine, dar de suferință niciun Iov credincios nu scapă. Cartea Iov este una dintre cel mai greu de înțeles, fiindcă Dumnezeu, care este într-o închipare a bunătății, condamnă la o suferință sfâșietoare pe cel mai drept om și pe cel mai fidel credincios. Înțeleg
Să le expună Dumnezeu la suferință pe un nemernic, pe unul care a păcătuit. Dar când Biblia afirmă în introducere că Iov era cel mai neprihănit om, cel mai cu vază, cel mai temător de Dumnezeu, și Dumnezeu pe omul acesta care era fruntea neprihănirii îl expune la o suferință fără sfârșit, aproape că te întrebi, ce se întâmplă cu Dumnezeu? Ce motive are să se comporte așa? Dacă cu Iov atât de neprihănit s-a comportat așa, cum se va comporta cu mine? Oamenii din toate timpurile au fost întristați de nedreptățile și suferințele vieții, încercând să găsească remediu. Cartea lui Iov e dovada că suferința este una dintre experiențele majore ale vieții fiecărui muritor. Tema cărții Iov este perspectiva asupra suferinței și ea derulează scene petrecute atât în cer cât și pe pământ în cartea lui Iov. Priviți, vă rog, capitolul 1, versetul 1 până la 2 cu 11, scena aceasta se petrece în cer, la Consiliu Divin. De la 2 cu 12 până la capitolul 3, 7, totul se derulează pe pământ. Capitolele de la 38 la 41 din nou ne mută în cer, unde Dumnezeu vorbește în sala tronului, stând pe tron. Iar capitolul 22 încheie cartea lui Iov, fiind ultimul capitol al cărții, din nou pe pământ, unde Iov se smerește, se pocăiește și este reabilitat de Dumnezeu la fericirea inițială pe care a pierdut-o pentru o vreme. Personajele descrise în mod direct în această carte sunt Dumnezeu, Satan, Iov, soția lui, cei trei prieteni și Elihu, o a patra persoană pe lângă cei trei prieteni. În capitolele 1 și 2 există dialog între Dumnezeu și Satana. În capitolele de la 3 la 31 există dialog între Iov și prietenii lui. În capitolele 32 la 37 vorbește Elihu, care reprezintă dreptatea lui Dumnezeu. Capitolele 38 la 41, din nou, este un dialog între Dumnezeu și Iov de data aceasta. Iar în capitolul 42 e un dialog între Iov și Dumnezeu. Iată derularea temelor fiecărui capitol dintre cele 42 ale cărții foarte scurt. Capitolul 1, nenorocirile întâmplate lui Iov. Capitolul 2, răbdarea lui Iov. Capitolul 3, plângerile lui Iov, manifestarea suferinței lui. Capitolul 4, Elifaz, unul dintre cei trei prieteni, îl mustră pe Iov, crezând că necazul care s-a abătut asupra lui este o expresie a pedepsei lui Dumnezeu datorită păcatului. Era o prejudecată a vremii care și astăzi este la fel de prezentă. Capitolul 5, fericit este omul pe care îl mustră Dumnezeu. Capitolul 6, Iov răspunde lui Elifaz. Capitolul 7, Iov se tânguiește de ticăloșia omului născut din femeie. Capitolul 8, Bildad, al doilea prieten, îl mustră pe Iov. Acești trei prieteni erau trei oameni bogați care erau la nivelul de bogăție al lui Iov și cu care aveau o oarecare părtășie, dar când Iov ajunge în nenorocire, ei rămân bogați, rămân cu vază în oraș și vin să îl compătimească, dar intră cu el într-o dispută teologică. Capitolul 9, Iov se apără. Capitolul 10, Iov își tânguiește necazul și nenorocirea în care a căzut. Capitolul 11, Iov este învinovățit de ipocrizie. Capitolul 12, Iov se apără înaintea celui de-al treilea prieten, Țofar. Capitolul 13, îi cere lui Dumnezeu să-i dea pe față păcatele dacă are păcate. El pretinde că nu are. Capitolul 14, nimicnicia vieții omenești. 15, Elifaz vrea să spună că Iov e ipocrit. 16, Iov dimpotrivă spune că nu e adevărat. 17, Iov povestește mai departe necazurile lui, simțămintele lui de durere, de încercare. 18, un alt prieten, Bildad, unul dintre cei trei, îl așează pe Iov între cei păcătoși, între cei fără de lege. Capitolul 19, Iov în necazurile lui se mângâie cu speranța învierii. Capitolul 19, Iov în necazul 20, unul dintre cei trei prieteni, Țofar, vorbește despre nestatornicia oamenilor și despre nefericirea lor datorită nestatorniciei. Capitolul 21, Iov răspunde încercând să continuând să-și apere pricina, spunând că el e nevinovat. Capitolul 22, și tot așa până la
Capitolul 32. Acei trei prieteni îl învinovățesc și el spune că e nevinovat. Capitolul 32 apare Elihu, care se mânie pe prietenii lui Iov datorită percepției și datorită felului în care ei pun problema. Elihu vorbește în 32, 33, 34 și 35 și 36. În 37, slava lui Dumnezeu se cunoaște din cartea firii. 38, Dumnezeu se destăinuiește din norii cerului și din însăși învățătura lui. 39, vorbește despre minunile făpturilor lui Dumnezeu. Capitolul 40 arată tot puternicia lui Dumnezeu în ființele de pe pământ, spre exemplu în Leviatan, în Hipopotam. 41, de asemenea, continuă, și 42 este capitolul de final al cărții, unde Iov renunță la pretenția că este neprihănit la modul absolut, că este fără greșeală și desăvârșit, acceptă că comparat cu alți oameni, comparându-se cu alți oameni este un om moral, dar comparându-se cu Dumnezeu un om păcătos. Și atunci își cere iertare de la Dumnezeu, îl proslăvește pe Dumnezeu și infinitatea și eternitatea și măreția lui, iar Dumnezeu îl restaurează, îi dă din nou 10 copii, 7 băieți și 3 fete, îl pune din nou în posesia proprietăților lui, îi dă din nou vaza pe care ai pierdut-o și sănătatea, când spun vază, mă refer la celebritatea și faima în orașul lui. Acest cuvânt de introducere a avut rolul să ne așeze pe noi în contextul fericirii unei familii care era faimoasă în Uț, într-un oraș din antichitate, și peste această familie faimoasă, bogată, spirituală, credincioasă, morală, o familie caritabilă, peste această familie ca din senin, ca o reacție la o discuție din cer, ca o reacție la o discuție din cer, pe pământ, se abate nenorocirea. Observați că în urma unei discuții din cer, într-o familie de pe pământ începe necazul. O discuție în cer provoacă nenorocire pe pământ. Priviți câtă legătură există între cer și pământ. Câtă nebunie există în inimile oamenilor să sfideze ce se întâmplă în cer, crezând că pământul, viața materială, e singura existență. Vreau în primul rând să vorbesc despre acuzația diavolului și să încerc să explic acuzația diavolului. Așa cum anticipam, Biblia spune în versetul 1 că Iov a fost un om cunoscut, cu vază, celebru, cu faimă. A fost un om cinstit, respectat de oameni și apreciat de Dumnezeu. El a avut însă un singur dușman, pe diavolul. Nu s-a certat cu nimeni, n-a avut niciun dușman pe pământ. A avut un singur dușman în văzduh, pe diavolul. Și ăsta a fost destul și suficient ca să-l nenorocească pentru o vreme. Cartea Iov este prima între cele 66 a Bibliei. Ea are numărul 18 între cele 66. Însă este prima carte cu numărul 18 între cele 66 în care este pomenit numele Satana. Numele Satana în mod implicit e prezent până aici, chiar în cartea Genezei, sub formă de șarpe. Dar cuvântul Satana pentru prima oară apare în Biblie în cartea lui Iov, numărul 18 între cele 66. În Biblie Dumnezeu se laudă cu doi oameni, cu Iov și cu Domnul Iisus. Cu Iov, ai văzut pe robul meu, Iov nu e nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană, cura la suflet, care se teme de Dumnezeu, se abate de la rău. 1 cu 8, dar și capitolul 2 cu 3. Despre Domnul Iisus, după ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat și Iisus. Și pe când se ruga, s-a deschis cerul și Duhul Sfânt s-a coborât peste el în chip trupesc, ca un porumbel. Și din cer s-a auzit un glas care zicea, tu ești fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Luca 3, 21 la 22. În mod public, Dumnezeu se laudă cu doi oameni, unul în Vechiul Testament în persoana lui Iov și unul în Noul Testament în persoana Domnului Iisus Hristos. Domnul apreciază mulți oameni, îl apreciază pe Avram, îl apreciază pe Daniel, îl apreciază pe David, apreciază pe Moise, pe mulți oameni apreciază, dar se laudă în mod public cu doi, Iov și Domnul Iisus. Observați, vă rog, că diavolul nu poate contesta credincioșia și neprihănirea lui Iov. Nu poate să-i spună lui Dumnezeu că nu e adevărat. Când Dumnezeu spune, Iov e neprihănit, diavolul nu spune nu e adevărat, pentru că era evident. Și diavolul nu poate contesta meritele lui Iov afirmate de Dumnezeu, deoarece sunt evidente, sunt fapte reale. Dar diavolul, pentru că încearcă întotdeauna să găsească nod în papură credincioșilor, dacă nu poate contesta evidențele faptelor lui Iov,
încearcă să conteste motivația faptelor lui Iov. Nu spune despre cineva din biserică, nu se roagă, pentru că e evident că se roagă. Nu-i vine la biserică, pentru că e evident că vine la biserică. Nu plătește, nu-și plătește partea Domnului, este evident că își plătește partea Domnului. Și pentru că nu-l poate pângări cu fapte rele, pentru că faptele bune sunt evidente, încearcă să pângărească motivul pentru care cel din biserică face fapte bune, încercând să insinueze că le face cu o motivație greșită. Ai făcut mult efort pentru Domnul până acum. Și uneori, dacă îmi permiți expresia, te-ai târât pe coate și pe genunchi să reușești să faci pentru Domnul ce ai făcut. Din dragoste pentru Dumnezeul tău și pentru onoarea numelui Său. Îndemnat de Duhul Domnului și ajutat de mila Domnului. Și diavolul a mers în fața Domnului și te-a părât că ești un om rău. Și Dumnezeu a spus, uite-i faptele. Și diavolul n-a avut ce să spună. Ba da, a avut ce să spună. N-a contestat faptele, că sunt evidențe istorice. Dar a contestat motivul care l-ai în inimă pentru care ai făcut faptele acelea. Așa a făcut la Iov. Și uitați ce îi spune lui Dumnezeu. Diavolul insinuează că Iov îl slujește pe Dumnezeu pentru foloase materiale și pentru protecția familiei. Și el spune, i-ai dat 7 băieți, i-ai dat 3 fete, i-ai dat 700 de oi, i-ai dat 3000 de cămile, i-ai dat 500 de perechi de boi, adică 1000 de boi, și i-ai dat 500 de măgărițe. I-ai dat un foarte mare număr de slujitori, e cel mai faimos din toți fiii răsăritului, păi mersi! Dacă aș fi în locul lui și eu te-aș cinsti, și eu aș fi un om neprihănit și m-aș teme de tine. Ai investit în el, Doamne. Vreau să spun ceva, Iov nu te cinstește pe tine și nu e credincios și pocăit pentru că te iubește. Și tu l-ai manipulat cu măgărițele, l-ai manipulat cu perechile de boi, l-ai manipulat cu slujitorii și cu șirul de case, l-ai manipulat cu 7 băieți și 3 fete, l-ai cumpărat. Și acum, ca să te recompenseze pentru mila pe care ai avut-o față de el, se teme de tine. Dar ia-i măgărițele, ia-i perechile de boi, dărâmă-i casele, ia-i copiii. Și o să văd eu atunci pe Iov cu care te lauzi, mai ți-este credincios? Uite-te la mine, Doamne, Iov nu e credincios pentru că te iubește și că ești grozav și meriți cinstea. Prea te lauzi, l-ai cumpărat pe Iov, îl manipulezi pe Iov, îl obligi pe Iov. I-ai dat măgărițe și în schimbul lor se simte dator să te urmeze. I-ai dat perechi de boi și în schimbul lor n-are încotro ce să facă, trebuie să spună mulțumesc. Dar ia-i măgărițele, ia-i boii, ia-i tot ce ai investit în el și o să vezi tu că te va blestema în față, sunt încredințat. Uite-te un pic la mine. Imaginează-ți că acum e vorba de dumneata. Și dumneata ai o familie și te bucuri de ea. Și dumneata ai o căsuță, bună sau rea, ai o mașină, ai ceva bănuți, atât cât ți-ai. Și uite ce îi spune Dumnezeu, ce îi spune diavolul lui Dumnezeu. Știi de ce te iubește? Te iubește pentru că l-ai făcut dintr-un sărăntoc un om important. Te iubește pentru că a venit cu o pungă de un leu în America și acum are proprietăți. De-aia te iubește. Dar dacă l-ai fi ținut sub poduri, nu te iubea? Dacă n-ar avea ce să mănânce ca cei din Africa, să știi că nu ți-ar mai spune mulțumesc. Îți spune mulțumesc că n-are încotro. L-ai cumpărat cu proprietățile pe care le-ai dat. Cu frigiderul plin, cu căsuța cu aer condiționat vara și cu căldură iarna. Cu astea le-ai cumpărat, Doamne, nu te mai tot lăuda cu pocăimea ta, cu Iov, cu Luigi, cu Lori și cu Blozneanu. Nu te mai tot lăuda că i-ai cumpărat, i-ai cumpărat cu binecuvântări. De-aia te iubesc, că i-ai binecuvântat. Dar dacă nu i-ai fi binecuvântat, uite-te la mine, nici nu s-ar uita la tine. Sunt încredințat. Acum să spun o întrebare numai între noi doi, nu cumva e adevărat. Dar să mergem mai departe. Acest dialog are loc de 2 ori în cer. Nu o dată, de 2 ori. Multă vreme eu am crezut că o singură dată are loc dialogul ăsta în cer. Dar are loc de 2 ori. Prima oară,
Satana vine la Dumnezeu și îi spune: lasă-mă să mă ating de tot ce are. Și atunci toți 10 copii ai lui Iov au fost omorâți, a căzut casa pe ei. Toate animalele au fost omorâte, au fost ruate, furate. Toate casele au fost prăbușite. Și tot ce a avut Iov, ce a strâns într-o viață, ceea ce îl făcea cel mai cu vază și cel mai bogat dintre fiii răsăritului, au dispărut într-o clipă. O singură zi a făcut diferența dintre un om bogat și un om sărac lipit pământului. I-a luat tot, Dumnezeu i-a spus să nu te atingi de el, dar poți să te atingi de tot ce are, pentru că vreau să-ți dovedesc că nu mă iubește pentru binecuvântările care i le-am dat, ci mă iubește datorită relației de dragoste dintre noi. Și Satana se duce și zdrobește tot ce avea Iov. Frați dragi, vă imaginați ce înseamnă să-ți moară 10 copii odată? Să ai 10 cosciuge în curte? Să nu mai ai nicio casă din șirul de case? Să nu mai ai nici măcar o oaie să o tai la oamenii care vin la priveghiu celor 10 copii, tu care aveai 500 de oi? Să nu mai ai un bou din cele 500 de perechi? Să nu mai ai o cămilă dintre cele 3.000? Vă puteți imagina cât de zdrobitoare, cât de nedreaptă, cât de adânc a fost nenorocirea care a căzut peste acest om? Și Iov face următoarea afirmație în urma acestei experiențe. În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc și n-a vorbit necuvincios împotriva Domnului. Trebuie să recunoaștem că avem un respect și o considerație adâncă pentru acest bărbat. Unor oameni nu li se dărâmă casa, ci doar gardul și îl înjură pe Dumnezeu. Unor oameni nu le mor 10 copii și își rupe unul piciorul și îl înjură pe Dumnezeu. Ei, la omul ăsta i-au murit 10 copii și dintr-o dată, dintr-un om bogat a ajuns de nu mai avea ce să bage în gură. Și Scriptura face următoarea afirmație: deloc nu l-a supărat pe Dumnezeu cu lucruri care să le spună cu gura. Și atunci Dumnezeu spune: pe ce se întemeiază insinuarea ta, Satana, că Iov, dacă îi iau binecuvântările, nu mă va mai cinsti și mă va blestema în față? Mi-ai spus că mă va blestema în față, l-ai văzut? Nici nu și-a deschis gura împotriva mea. Și diavolul, cum este obraznic cu șef, spune: a, păi piele pentru piele, i-ai luat binecuvântările, dar se mulțumește că l-ai lăsat sănătos, ia lasă-mă să mă ating de el și să-l lovesc, să-l zdrobesc. Și să vezi atunci că acum sunt sigur că te blesteamă. Și Dumnezeu îi spune: ți-l dau pe mână, dar de sufletul lui să nu te atingi, doar de trup. Și la un om amărât, la un om care nu mai avea liniște și nu mai avea lacrimi să le verse de durere și de necaz, ascultați-mă ce se întâmplă. Satana a plecat dinaintea Domnului și a lovit pe Iov cu o bubărea, din talpa piciorului până în creștetul capului. Și Iov a luat un ciob să se scarpine și a așezut pe cenușă. Niciunul dintre noi nu ne putem imagina grozăvia nenorocirii și suferinței acestui om. Vă puteți pune puțin în situația lui? Nu tu copii, nu tu proprietăți, nu tu bani de medicamente. El mai târziu în carte spune că oamenii scoteau pălăria în fața lui când treceau prin oraș. Veneau oamenii la el să-i ceară sfaturi, veneau oamenii la el să-i ceară ajutor, cereau un împrumut de la el. El hrănea o mare parte dintre săracii cetății. Și acum tot o bubă din cap până în picioare, ceva de genul lepră sau psoriaze sau o carne vie din cap până în picioare. Am avut un prieten cu care am făcut antrenament, a fost colegul meu de sport în tinerețe și dintr-o dată s-a îmbolnăvit de psoriaze și psoriaze e o boală de piele care mai cheamă încă o altă boală terminală și până la urmă omoară omul. Când m-am dus să-l vizitez, nu l-am mai recunoscut, era un bărbat puternic, musculos, avea cam 30 de ani, 28-30 de ani când m-am dus să-l văd. Eram cu soția mea, cu copiii mei, ne duceam undeva în misiune în țară, el stătea pe undeva prin jurul Caransebeșului și când am intrat la el în casă, fraților, mi s-a frânt sufletul, mi s-a frânt inima.
Era carne vie din cap până în picioare, nu mai avea păr pe cap, era tot un sânge, mustea sângele în pielea lui pe cap, pe față. Mâinile nu putea să-și îndoaie, pentru că atunci când le îndoia, închieturile crăpau. Nu puteai să-l vezi. Ți se rupea inima. Ți se frângea sufletul. Era un om de o înfățișare jalnică, nespus de jalnică. Așa îmi imaginez că era Iov, cu 10 copii pe care i-a băgat în pământ. Asta vrea diavolul de la noi, de la mine și de la dumneata. Acolo vrea să te vadă. Și tot timpul uneltește și te părăște lui Dumnezeu ca să te ducă acolo. Să-ți ia copiii, să-ți ia sănătatea, să-ți ia bruma de lucruri pe care le-ai strâns cu multă muncă. Pentru că nu este decât un dușman cu D mare. Este un mincinos și este un dușman care urăște pe Dumnezeu și urăște pe oameni. Și mai ales pe oamenii care s-au pocăit. Nu poate să-i vadă. Îi urăște cu o ură de moarte. După ce îi distruge casa, turmele, proprietățile, slujitorii, cei 10 copii, îi ia sănătatea. El n-a putut să creadă că o persoană poate să-L iubească pe Dumnezeu decât pentru un anumit interes. El l-a slujit pe Dumnezeu când era în cer, Lucifer, înainte de cădere, dar în timpul în care l-a slujit, dumneavoastră știți că el a avut interesul să devină ca Dumnezeu. Și a avut scopul acesta în timp ce îl slujea pe Domnul, să devină ca Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a pedepsit și l-a aruncat din văzduh, devenind Satana, dușmanul lui Dumnezeu, împotrivitorul. Trăim într-o lume unde economia de piață conduce sistemul de gândire al oamenilor, unde interesele oamenilor conduc deciziile lor. Și întrebarea de bază a oamenilor este următoarea: eu ce câștig din afacerea asta? Oamenii nu mișcă un deget dacă nu câștigă ceva. Există în lume situații dureroase când oamenii manipulează pe cineva aflat în nevoie. Imaginați-vă un avocat nemilos, bolnav de bani, care găsește o văduvă bătută, părăsită de copii, i-a murit soțul. Și cine știe în ce situație critică și are nevoie de un avocat și e în stare să ia pielea după ea. E în stare să o jegmănească, să ia ultimul penny. O femeie văduvă, o femeie amărâtă, îmbrăcată în haine de doliu, părăsită de copii, a nimănui. O femeie de care ți se rupe inima, la care îți vine să bagi mâna în buzunar și să-i faci parte de 102 de dolari. Ce te ajută Dumnezeu? Și ăsta n-are pic de omenie, e în stare să ia și sufletul din ea. O prinde pe femeia asta în necaz, în nenorocire și nu se uită la amărăciunea ei, la singurătatea ei, la starea ei deplorabilă, o jupoaie cât poate mai mult. Intenționat am regizat această întâmplare ca să vă spun că în lumea noastră există o goană teribilă după bani, după navuțire, după foloase materiale. N-are importanță dacă în urmă oamenii plâng, dacă rămân lacrimi, dacă rămân familii dezbinate, dacă rămân oameni care nu mai închid un ochi noaptea, n-are nicio importanță. Important e ce câștig eu. Asta e economia de piață, ce câștig eu. Cu ce preț, n-are nicio importanță. Cine plătește, n-are nicio importanță, ce câștig eu. Ei, diavolul atâta știe. El nu știe, nu poate să conceapă că cineva face ceva pentru altcineva fără vreun interes material. Și atunci a venit la Dumnezeu și i-a spus așa: Doamne, eu nu cred că cineva poate să te iubească pe tine fără interes material. Uite, eu cred că ăștia te iubesc pentru că le-ai făcut bine, pentru că le-ai dat sănătate. Dar dacă le iei binele, adică dacă oprești binele care le-ai făcut și le iei sănătatea, nu te mai iubesc. El n-a iubit niciodată fără vreun motiv. El atunci când înșeală pe fiii oamenilor și se dă drept de partea lui, un exemplu palid, imaginați-vă un adolescent. Care este reacția normală a unui adolescent? Se răzvrătește împotriva autorității părinților. Îi se pare că părinții sunt răi. De ce? Pentru că îi spune: copile, la 10 sau la 11 ești acasă. Copile, nu fuma, nu consuma droguri, nu umbla cu derbedei ăștia. Și copilul crede că părinții lui sunt dușmani. Și atunci găsește un coleg la școală care ăsta e foarte tolerant și permisiv. Ăsta nu-l ceartă niciodată, nu-i reproșează niciodată nimic și se duce la el în vizită. Și ăsta poate că nu mai are decât mamă sau tată, că au divorțat. Și găsește acasă un părinte foarte tolerant cu fiul lui. Dacă ăsta nu vine toată noaptea, nu-i nicio problemă acasă.
Dacă ăsta consumă droguri, nu-i nicio problemă și dintr-o dată copilul are două modele de părinți. Părinții lui, care toată ziua, hei, nu face, nu drege, nu face, nu drege, nu face, nu drege, și îl găsește pe ăsta și pe taică-sul sau pe maică-sul acasă drogat sau beat și cu luleaua în gură cu țigarea, care nu-i spune la fiul său nimic. E voie și să fumezi, e voie și să bei, e voie și să te prostituezi și el are două modele de părinți. Părintele lui care e rău și părintele la colegul lui care e bun și se duce acasă și îi spune: ce ai făcut pentru mine, mă, tată? Că m-ai bătut toată copilăria, m-ai ținut din scurt, eu să nu te mai văd. Este real exemplul care vi l-am dat? Este real în multe familii, frați și surori. Copiii, uneori, la o anumită vârstă în viață, își pot vedea vrășmași pe proprii părinți pentru că își manifestă autoritatea față de ei să-i țină în ascultare, ferindu-i de destrăbălare, îndemnându-i la bine și folosindu-și autoritatea ca să-i abată de la rău. Ei bine, diavolul se dă drept un prieten bun, el te lasă să bei, el te lasă să fumezi, el nu te ceartă pentru niciun lucru rău. Dacă minți, el îți spune: bravo! Te ascunde! El te învață să le faci cât mai bine. El se bucură, știe că într-o zi va veni mânia lui Dumnezeu. Nu azi, dar el are răbdare. Și el îți spune încă o dată, încă o dată, încă o dată și încă o dată. El îi învață pe fiii oamenilor să facă asta. Și tu spui: Doamne, Dumnezeu e rău. Nu mă lasă să beau, nu mă lasă să fumez, nu mă lasă. E prea exigent Dumnezeu. Să fii pocăit înseamnă să nu mai ai nicio bucurie. Nu poți să te distrezi, nu poți să te simți bine. Tot timpul ești un om amărât, supărat, trist, serios, sobru. Tot timpul trebuie să plângi, trebuie să te rogi și trebuie să citești Biblia. Dar uite-te la oamenii din lume. Ăștia sunt veseli, ăștia se distrează, ăștia își clătesc ochii, nu-s ca noi. Și dintr-o dată diavolul devine o alternativă. Devine o alternativă plăcută. Mai liberal, mai tolerant, mai la loc larg. Eva l-a trădat pe Dumnezeu cu scopul să fie ca el. Adam l-a trădat pe Dumnezeu să rămână cu Eva. Acan l-a trădat pe Dumnezeu pentru câteva bunuri materiale. Avram l-a trădat pe Dumnezeu pentru siguranța vieții. David pentru o femeie. Iuda pentru 30 de arginți. Petru pentru siguranța vieții, Anania și Safira pentru o sumă de bani. Oamenii tot timpul vor ceva în schimbul muncii lor. Și când îl trădează pe Dumnezeu în mintea lor, au perspectiva unui câștig. De cele mai multe ori plăcerea, aventura, nebunia. Diavolul nu concepe că un om poate să facă ceva gratis pentru Dumnezeu. El tot timpul insinuează că atunci când un om îl slujește pe Dumnezeu, îl slujește în schimbul binecuvântării date de Domnul, în schimbul protecției date de Domnul, în schimbul anilor fericiți date de Domnul, în schimbul vieții lungi date de Domnul, în schimbul la ceva anume. El nu concepe că există în lumea aceasta cineva care face ceva pe gratis. Știți de ce? Pentru că în timp ce el a inventat ura, Dumnezeu a inventat iubirea. Și el a fost șocat când a venit Hristos pe pământ și s-a născut în grajd. El a fost șocat. El a fost șocat când Iisus Hristos s-a dezbrăcat de slavă și s-a așezat între animale și s-a făcut adult și s-a pus la dispoziția oamenilor și s-a dus la cei mai prăpădiți și i-a vindecat și s-a dus la cei mai păcătoși și i-a iertat și s-a dus la cei mai săraci și i-a ajutat și n-a făcut lucrul ăsta pentru niciun folos material, n-a cerut niciun ban, n-a avut nevoie să îi se spună mulțumesc. Dimpotrivă, s-a ascuns de cei cărora le-a făcut bine ca să nu vină nimeni la el să-i spună mulțumesc, mulțumesc. S-a ascuns. L-au căutat oamenii să-i spună mulțumesc și nu l-au mai găsit. Pentru că scopul lui nu era neapărat să primească altceva în schimbul iubirii. El a inventat iubirea și diavolul a fost șocat. Pentru că el este urător. Fiecare celulă din existența lui e ură, e dușmănie, e invidie, e nebunie. E negru ca smoala. Și în timp ce a inventat ura, Iisus a venit pe pământ să inventeze dragostea. Și dintr-o dată el a adus această dragoste în inima tuturor oamenilor care prin pocăință față de păcat și prin credință față de Dumnezeu și-au deschis inima față de Domnul. Și a venit atunci Dumnezeu în inima la Maria Magdalena,
o prostituată care fusese manipulată de diavolul prin plăcerile vieții și i-a schimbat viața. Și din mâna diavolului a fost pusă în mâna lui Iisus și din ură a devenit o femeie iubitoare. Și diavolul n-a putut să înțeleagă acest proces de înnoire. El a crezut că e o schimbare de religie. El nu și-a dat seama că e o schimbare de esență. El nu și-a dat seama că e o schimbare de stare. E o înnoire. E ca o naștere efectivă a doua oară. El n-a putut să conceapă lucrul ăsta. El s-a uitat la mine și a crezut că e un entuziasm de moment. A zis așa, ăsta n-a avut părinți. Și acum când s-a întâlnit cu Dumnezeu și când a putut să-L numească Tată, așa e entuziasmat. Și când dumneata ți-ai dedicat viața Domnului, El a râs. A spus, ăsta mâine îl va trăda pe Domnul, o să mă duc la El cu ceva tentant. El nu poate să conceapă că o inimă de om poate fi schimbată și din destrăbălare, din depravare, din economia de piață, ce câștig la afacerea asta. Poate să existe o dedicare fără motiv. Poate să existe o dedicare totală. Am citit o întâmplare că o familie călătorea pe o sanie trasă de reni și la un moment dat o haită de lupi, un grup de lupi, au alergat după sania aceasta adulmecând prada. Când a văzut bărbatul care conducea sania pericolul, a încercat să îndemne renii să alerge cât mai repede, dar lupii se apropiau din ce în ce mai mult de ei. Se gândeau, am 5 copii acasă, ce se va întâmpla cu ei? A pus-o pe soție să țină de hățurile renilor și la un moment dat când soția s-a uitat înapoi, el nu mai era. Lupii se opriseră undeva în jurul la ceva anume. De bună voie și-a făcut următoarea socoteală și a zis așa, lupii ne vor ajunge și ne vor mânca pe amândoi și vor rămâne 5 copii acasă. Dacă eu rămân, eu nu mă pricep să cresc copiii. Eu am să mă arunc de pe sanie. Soția mea o să scape, că lupii se vor opri asupra mea să mă mănânce. Și copiii mei vor rămâne cu mamă și soția mea va fi în stare să-i crească fără mine. Zis și făcut. A sărit de pe sanie. Asta este definiția iubirii. Nu l-a îmbrâncit nimeni. Nu i-a cerut nimeni treaba asta. Asta se numește dragoste. Asta a inventat Dumnezeu. Vă spuneam, vă repet, când erau creștini în catacombe, armata a auzit că într-o peșteră există creștini. S-a dus acolo, i-a găsit, i-a luat pe toți și sub autoritatea lui Nero urma să-i arunce a doua sau a treia zi în arenă la fiare, să fie mâncați în urma luptei cu ele. Și unul dintre creștini fusese după mâncare în timpul acesta și când s-a întors nu i-a mai găsit. Ce ar fi zis firea? Ah, vine că am scăpat! Ce a zis Duhul? Frații mei ajung martiri și prin martirajul lor ajung în cer. Eu nu pot să pierd ocazia asta. S-a dus și s-a predat singur. Și a doua zi, în arenă, între animale, a mai fost aruncat încă unul. Se predase de bunăvoie. Este definiția iubirii. Asta a adus Iisus Hristos pe pământ. Diavolul nu poate să conceapă asta. Mintea lui bolnavă nu poate să conceapă asta. El știe să taie, să prăpădească, să rupă, să pună oameni în ceartă, în divorț, în nenorocire, în păcat, în destrăbălare, în conflict, să nu se înțeleagă om cu om și persoană cu persoană. Ți-ai făcut un copil, ai ieșit din dumneata, l-ai purtat în pântece. Numai dumneata știi câte nopți n-ai dormit și cum ți-ai luat bucățica de pâine de la gură. Și acum se uită în ochii dumitale și îți vorbește urât și nu te respectă și nu te cinstește și nu-i pasă de bătrânețea dumitale și nici de situația prin care treci. Și te întreb ce fel de om e, că l-am crescut în adunare și l-am adus la binecuvântare. Asta e definiția urii, e efectul diavolului asupra lui. Ei bine, el nu poate concepe că Iov poate să-L iubească pe Dumnezeu pentru altceva decât pentru vaci, oi și cămile. El crede că Iov l-a iubit pe Dumnezeu pentru turmele de oi și pentru protecție și pentru binecuvântare. Și spune, Doamne, vreau să iau asta ca să-ți dovedesc infidelitate. Și Iov nu se lasă. Și spune, aha, dar pentru că e sănătos, Doamne, te iubește. Și Dumnezeu îngăduie ca să ia și sănătatea. Și Iov rămâne credincios Domnului. Și dintr-o dată diavolul este coborât unde este locul, în rușine, în mizerie, demascat ca un pârcios, ca un urător, ca un distrugător și ca tatăl minciunii. Omul ăsta, nevinovat,
nu datorită unui păcat pentru care l-a pedepsit Dumnezeu, ci cel puțin din trei motive a trebuit ca să aibă parte de această suferință. În primul rând, pentru că diavolul cu Dumnezeu este în conflict și asta afectează pe fiii lui Dumnezeu. În al doilea rând, pentru desăvârșirea lui Iov. Și în al treilea rând, ca Iov să se convingă de faptul că deși este un om bun, nu-i desăvârșit. Deși este un om bun, nu-i desăvârșit. Și el spune asta în capitolul 42. Frați și surori, noi suntem o priveliște pentru universul spiritual. Dacă noi am vedea undele radio care efectiv sunt țesute ca o pânză de păianjă în atmosferă, noi am murit de frică. Dacă am vedea lumea spirituală, un număr infinit de îngeri și serafim și heruvim care împlinesc poruncile lui Dumnezeu, și dacă am vedea duhurile rele care aleargă să distrugă pe fiii oamenilor, efectiv noi am murit. Există o activitate spirituală mult mai complexă decât activitatea umană. Când am mers în Australia la prietenii mei prin 2001, cred, 2000-2001, m-au dus la bariera de coral și acolo am coborât în apă. Cei care ați avut experiența aceasta știți că lumea de afară este cenușie pe lângă lumea din interior. Există în interior culori pe care oamenii de afară nu și le pot imagina. Există o frumusețe și o faună, un decor dumnezeiesc. Aproape că nu-ți mai venea să mai ieși de acolo. Lumea de afară e urâtă, e cenușie, e seacă, alb și negru. E bine, exact așa s-a întâmplat. Diavolul vrea să ne distrugă și pe noi. Vrea să ne distrugă copiii, vrea să ne distrugă familia, vrea să ne dărâme casele, vrea să ne distrugă toate lucrurile pe care le avem ca să ne ducă la disperare. Știți care a fost cea mai mare suferință a lui Iov? A avut multe suferințe, săracul om. A avut suferința că și-a pierdut proprietățile, a avut suferința că s-a îmbolnăvit, a avut suferința că și-a pierdut copiii, însă cea mai mare suferință a lui Iov a fost o întrebare. Unde este Dumnezeul meu? Ce i-am făcut? Cu ce l-am supărat? Ce trebuia să fac și n-am făcut? Și capitolele 29, 30, 31 sunt pledoria lui, spune el, ochii mei nu s-au oprit asupra unei fecioare. Bănuțul meu s-a dus la tot săracul. Inima mea a fost deschisă pentru văduvă și orfan. Toată mila mi-am manifestat-o pentru oameni. N-am necinstit pe nimeni. Toată bunătatea de care am fost în stare am arătat-o. Și omul acesta, bun la superlativ, moral la superlativ, să ajungă chinuit de Dumnezeu ca un criminal? Cea mai mare suferință a acestui om era o întrebare care se învârtea ca un cuțit, ca un pumnal în inima lui. Dumnezeul meu, de ce? Unde ești? Cu ce te-am supărat? Ce trebuia să fac și n-am făcut? Când m-am păstrat neprihănit, n-ai văzut? Când mi-am înfrânat privirea, nu m-ai văzut? Când mi-am dat din bănuțul meu pe care l-am muncit, n-ai văzut? Când m-am rugat pentru alții, n-ai văzut? Când am apărat pricina orfanului și a văduvei, crezând că fac bine pentru tine și crezând că te ascult pe tine, toate astea le-am făcut pentru tine, Doamne. Că dacă nu erai tu, îmi făceam de cap. Doamne, unde ești? Ce fel de Dumnezeu ești? Eu m-am ținut de cuvânt. Eu le-am făcut pe toate, Doamne, cu mult efort. Ce se întâmplă cu tine? Unde te-ai ascuns? Cu ce te-am supărat? Cea mai mare frământare a lui Iov a fost atitudinea lui Dumnezeu. Asta i-a produs o suferință teribilă, pentru că el avea două probleme. Teologia și experiența lui. Teologia lui spunea următoarea: Dumnezeu binecuvintează pe cei ce merită. Și experiența lui spunea următoarea: Dumnezeu binecuvintează pe cei ce merită. Până atunci așa a fost. Iov a avut experiențele astea pe la vârsta de 100 de ani, după aceea a mai trăit încă 140 de ani. Iov a trăit în total 248 de ani.
Imaginați-vă că e o viață de om cât a fost binecuvântat. Și el din experiență a văzut binecuvântarea. Și acum îi se întâmplă toate nenorocirile astea. Unde-i Dumnezeu de până acum? Ce se întâmplă cu el? De ce tace? De ce mă lasă? De ce nu mă apără? De ce nu mă vindecă? De ce nu vine în ajutorul meu? Au mai venit și ăștia trei care mă acuză. Păi timp în care lor nu le pasă de morală și de spiritualitate, eu care m-am dedicat moralității și spiritualității, ei acum vine să-mi bage de vină? Oameni buni, n-am făcut nimic rău. Iov, cartea lui, experiența lui, e cea mai mare dovadă că suferința nu e întotdeauna consecința unui păcat. Nu este întotdeauna expresia unei pedepse. Frați și surori, să fiți oameni ai Bibliei, nu ai prejudecăților religioase. Să nu credeți că oricine ajunge în necaz este pentru că a făcut un rău și acum îl pedepsește Dumnezeu. Cartea aceasta este un exemplu. Am avea impresia că Dumnezeu l-a abandonat pe Iov. L-a lăsat în mâna diavolului. Carne vie pe o grămadă de gunoi. Ba, soția lui, îmi iau un minut să comentez treaba asta, mi se pare extraordinar, pentru că noi tot o condamnăm și într-adevăr e de condamnat. Dar uitați care e punctul meu de vedere. Femeia aceasta i-a văzut durerea. Femeia asta a făcut 10 copii cu el. I-a crescut, a făcut avere, au muncit împreună cot la cot. Femeia asta îl iubea pe omul ăsta și eu sunt sigur că îl iubea și pe Dumnezeu, pentru că împreună era un anturajul sfințeniei. Iov ne spune Scriptura cum se comporta față de copii, față de familie, era o femeie credincioasă. Dar când îi vede durerea atât de adâncă, femeia aceasta îi permite să moară și îi oferă și soluția cum să moară. Și spune, omule, n-are rost să trăiești pentru că e un chin, e nesfârșit. Oricum o să mori, boala asta, lepra asta, boala asta de piele, oricum cancerul ăsta de piele te va băga în țărâna pământului, dar n-are rost să te mai chinui încă o zi, două, trei, o lună, bleastă-mă-l pe Dumnezeu și sinucide-te prin faptul că Dumnezeu, datorită faptului că îl blestemi, îți va lua zilele și scapă. Uite, eu te dezleg să mori, te iubesc atât de mult încât te eliberez în moarte. Nu există o formă de iubire mai mare pentru un om decât să-și elibereze în moarte partenerul. Sunt anumite persoane care ajung în anumite situații ale vieții, când partenerul sau un copil sau un părinte ajung într-o stare atât de îngrozitoare și ei tot încearcă să-l mai țină, să-l mai țină, să-l mai țină, să-l mai țină. Cea mai mare formă de iubire nu este să-l mai ții, ci văzând mersul lucrurilor și având călăuzirea lui Dumnezeu, lasă-l să se ducă, să se odihnească. Lasă-l să se ducă unde nu mai sunt lacrimi, unde nu mai e morfină. Nu mă înțelegeți greșit, sper că nu mă înțelegeți greșit. Cea mai mare formă de iubire este să le liberezi pe cel care îl iubești, să le liberezi în moarte atunci când vezi planul lui Dumnezeu pentru asta. Femeia aceasta asta face. Îi propune sinuciderea blestemându-l pe Dumnezeu și primind reacția lui Dumnezeu datorită blestemului ca să-l omoare. Femeia aceasta i-a văzut chinul. Noi nu-l înțelegem, noi o condamnăm. Sigur că e de condamnat pentru ce a făcut. Trebuia să rămână credincioasă ca Iov, dar ea a privit suferința din perspectivă umană. Iov a privit-o din perspectivă divină. Și acum aș vrea să închei cu gândul acesta. Mi-am notat eu multe lucruri să vă spun ca de obicei, dar ascultați-mă bine, frați și surori. Există momente în viață când suntem cei mai cu vază din fiii răsăritului și avem cămilă și boi și oi și vin oamenii la noi să se împrumute de bani sau de alte lucruri. Și mi se pare că așa va fi mereu. Și inima noastră iese la loc larg și poate că se fudulește, poate că are reacții păcătoase, poate că are simțiri nesănătoase, greșite, păcătoase. Și Dumnezeu ne vede din cer. Dumnezeu știe unde vom ajunge pe drumul ăsta. Și atunci Dumnezeu îngăduie suferința. Un musafir pe care nu-l dorește nimeni. Dar cea mai eficientă școală, spunea sora de dimineață din Iacov, capitolul 1, versetul 2, fraților, să nu priviți ca o mare nenorocire când treceți prin felurite încercări, pentru că în felul acesta vă cultivați răbdarea și ajungeți la desăvârșirea credinței voastre în Iisus Hristos. Nu pledez să vă rugați ca să vină suferința, stați liniștiți că vine fără să o chemați. Vreau doar să vă spun că atunci când va veni suferința, veți avea două alternative. Să o priviți din perspectivă omenească și veți fi pierduți. Sau să o priviți din perspectivă dumnezeiască
și să fiți binecuvântați. Fraților, dumneavoastră știți că eu am 3 copii, acum 5, și fiecare aveți atâția cât v-a dat Dumnezeu. Care dintre noi ne-am chinuit copilul în mod excesiv? Ba chiar și neexcesiv. Câți dintre noi ne-am chinuit, ne-am găsit plăcerea să ne chinuim copilul, să învârtim ceva într-o rană care doare? Câți? Și suntem oameni din lume, în sensul că suntem din carne. Dar Dumnezeu care este în ceruri, Tatăl desăvârșit, Dumnezeul slavei, Împăratul veșnicilor, Cel care stă în sala tronului și primește închinarea, își găsește plăcerea să mă chinuie pe mine? El mă iubește. Eu am fost un om chinuit și m-a recuperat din chin. El a murit pentru mine prin Fiul Său. El nu-și găsește plăcerea în chinul meu. Dar dacă îngăduie suferința în viața mea, îngăduie pentru că suferința e o școală de care am nevoie să mă desăvârșească pe mine și să-și proslăvească numele. Suferința nu înseamnă că Dumnezeu m-a uitat. Suferința nu înseamnă că Dumnezeu mă urăște. Suferința nu înseamnă că Dumnezeu nu mai găsește merite în mine să mă binecuvinteze. Merite n-am avut niciodată, nici eu, nici dumneata. Suferința este metoda lui Dumnezeu, o altă metodă a lui Dumnezeu ca să ne binecuvinteze, ca să ne desăvârșească, ca să ne ridice, ca să ne crească, ca să ne ridice la un alt nivel la care n-am fi ajuns niciodată, obsedați de lucrurile de pe pământ. Suferința e un har. Suferința e o onoare și îndrăznesc să vorbesc, nu mai am timp, în 30 de secunde. Există o slujbă a suferinței, ascultați-mă bine, există o slujbă a suferinței și îndrăznesc să spun că în momentul în care o au, e greu, dar oamenii care o au după ce trec de ea sunt oameni fericiți și binecuvântați. Există o slujbă a suferinței când vine și nu mai pleacă. Și când ți se pare că nu mai poți să suporți, nu există suferință care să vină de la Dumnezeu și să nu mai poți purta. Că El nu îngăduie mai mult decât poți duce. Simți că nu mai poți. Simți că splesnește inima și că ți este frământată ca și coca în mâna gospodinei care vrea să facă pâine sau gogoși. Și simți că nu mai poți să mai duci, dacă mai e o clipă mori. Dar ascultă-mă, Dumnezeu cu cel mai fin cântar din univers cântărește în așa fel încât nu-ți spune mai mult decât poți duce. El te-a creat, El te-a zămizlit în pântecele mamei tale. El știe cât poți să duci. El nu îngăduie mai mult decât poți duce. El nu vrea să te distrugă. El vrea să te binecuvinteze. El vrea să te crească. El vrea să te dezlipească de pământ. El vrea să-ți demonstreze câtă nenorocire există pe planeta asta. Câtă răutate, câtă dușmănie, câtă invidie, câtă influență a diavolului care vrea să-ți distrugă familia. Ascultă-mă, nu te uita la Dumnezeu cu resentimente. Nu te uita cu nemulțumire. Privește-L pe Dumnezeu ca pe Tatăl care te-a binecuvântat și suferința e o binecuvântare. Dar nu o vezi așa pentru că o privești din perspectivă umană. Suferința trebuie privită din perspectivă dumnezeiască. Dumnezeu este Tatăl meu. Dacă mă trage de urechi, îmi folosește. Dacă folosește, nu iau, îmi prinde bine. Dacă folosește, toiagul mă duce la ape de odihnă. Dumnezeu vrea îndreptarea mea. Dumnezeu vrea să mă duc acasă, vrea să mă duc în cer. N-am să mă las de Dumnezeu pentru că mă doare ceva, pentru că mi-e greu, pentru că cineva mă prigonește. Dumnezeu este Tatăl meu. Când eu nu o să mai pot, El știe primul înainte de mine. El mă va ridica, El mă va proteja. Dreapta Lui va fi de partea mea. Cine este cu Dumnezeu e fericit în necasa în bucurie. Cine este fără Dumnezeu e un om nenorocit în mijlocul la Las Vegas. Vreau în această seară să spun, există o perspectivă divină a suferinței. Și aceasta este culmea școlii spirituale. Uită-te la Iov. Diavolul l-a lăsat fără copii. L-a despărțit de copii, l-a despărțit de animale, l-a despărțit de slujitori. L-a despărțit aproape de tot, dar nu l-a despărțit de Dumnezeu. I-a rămas Dumnezeu și pentru că i-a rămas Dumnezeu, Dumnezeu i-a dat copiii înapoi. I-a dat animalele înapoi, i-a dat casele înapoi, i-a dat totul înapoi. Și i-a mai dat 140 de ani să trăiască. Dacă îi rămâneau copiii și îl pierdea pe Dumnezeu, putea copiii să facă asta pentru el? Dacă îi rămâneau casele și îl pierdea pe Dumnezeu, putea casele să facă asta pentru el? Dacă îi rămâneau vacile și boii și măgarii și cămile, puteau animalele să facă asta pentru el? Nu. Iov a rămas cu cine trebuie. În viața ai de ales, în viața ai de pierdut. Alege-L pe Dumnezeu și nu-L pierde niciodată. El îți va da înapoi însutit și în mit întotdeauna și mai presus de asta îți va da viață veșnică. Aș vrea să ne rugăm pentru că a expirat timpul și multe sunt de spus, dar vreau să vă îndemn, frați și surori, să nu vă pierdeți inima. S-ar putea să aveți multe suferințe și n-are omul de unde să știe cu ce vă confruntați.
S-ar putea de-abia să vă țineți lacrimile în adunare pentru anumite presiuni și necazuri prin care treceți. Vreau să vă spun ceva, Dumnezeu vă iubește cu adevărat. El se luptă pentru dumneavoastră cu o sabie învăpăiată. Diavolul este ca un leu, dar nu e leu. Leul este leul din Iuda, Iisus Hristos. Pentru a fi leu trebuie să fii mai întâi miel. El înainte să vrea să fie leu a fost doar un mincinos și niciodată nu va ajunge un leu. Ascultă-mă, bizuiește-te pe dreapta Domnului. Ascultă-mă, roagă-te lui Dumnezeu și așteaptă, pentru că îți va veni ajutorul, îți va veni izbăvirea. Dumnezeu te iubește, te are în vedere. El se luptă pentru dumneata. Lui pasă de dumneata pentru că te-a zămislit. Cu mama dumitale te găsește bun și când ești rău. Tot la fel Dumnezeu te iartă dacă te pocăiești, te ridică dacă te smerești. Stai înaintea Domnului și cere harul, nu te lăsa, nu obosi. Asta trebuie să faci. Soluția dumitale în lumea asta este Iisus. Și dacă treci prin suferință, mulțumește și privește-o dintr-o perspectivă duhovnicească. Aș vrea să ne ridicăm înaintea Domnului. Vă rog frumos să vă aplecați capetele, frați și surori. Să vă închideți ochii, să stați înaintea Domnului și înainte să ne rugăm. Îngăduiți-mi să vă citesc ceva din carte. Stați înaintea Domnului cu capetele aplecate și aduceți-vă aminte de amarul de care ați avut parte într-o viață de muritor. Cât de grea a fost viața uneori, cât de nedrepți au fost oamenii, cât de adânc a fost strădarea lor, cât de rău v-au lovit în trup, în suflet sau în minte, cât de mult rău v-au făcut, cât de mult a suferit nedrept, fără să fiți vinovați, cât de nedreptățiți ați fost uneori. Și acum ascultați cuvântul Domnului și prindeți la inimă. Nu vă vorbește un om, eu sunt un simplu muritor. Vă vorbește Domnul domnilor, vă vorbește Regele regilor, vă vorbește Creatorul. Domnul este păstorul tău și nu vei duce lipsă de nimic. El te paște în pășuni verzi și te duce la ape de odihnă. Îți înviorează sufletul și te povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Chiar dacă ar fi să umbli prin valea umbrei morții, să nu te temi de niciun rău, fiindcă El este cu tine. Toiagul și nuiaua Lui te mângâie. El îți întinde masa în fața potrivnicilor tăi, îți unge capul cu un de lemn și paharul tău este plin, dă peste el, da. Fericirea și îndurarea te vor însoți în toate zilele vieții tale și vei locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor tale. Așa vorbește Domnul pentru tine, pentru că ești copilul lui Dumnezeu. Haideți să stăm înaintea Domnului în rugăciune și să facem ordine în viața noastră. Haideți să-L implorăm pe Domnul să ne ierte, haideți să ne smerim, să recunoaștem că suntem oameni, că suntem greșiți, că numai El e din slavă, că numai El e Dumnezeu. Să ne punem viața la picioarele Lui și să-L urmăm în fiecare zi. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea Scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.